Puterea celor 40 de parastase. Pe timpul împăratului Nichifor Focas, pe la anul 963, când s-a făcut marea lavră a Sfântului Anastasie în muntele Athos, acest împărat creștin a avut război cu perșii. Totdeauna Imperiul Bizantin a avut război cu perșii pentru că sunt în graniță. Și a fost o mare luptă. Și atunci perșii, deși nu i-au biruit pe greci, au luat o mulțime de prizonieri și au făcut cele mai grele munci cu ei. Ca să-i piardă, i-au pus să facă un tunel. Pe atunci nu erau trenuri, dar în tuneluri făceau depozite. Au pus să sape într-un munte să facă tunel, ca să țină ei acolo multe. La tunel au pus mai mulți prizonieri, că dacă va cădea tunelul peste ei, acolo să le fie mormântul. Că atunci nu era meșteșug să lege bine tunelul, așa cum se leagă acum. Bieții greci credincioși lucrau săracii, că aveau santinele lângă dânsii. Și când au ajuns la o distanță oarecare sub tunel, într-o bună zi a căzut tunelul peste ei. Au murit cu toții. Dar prin economia lui Dumnezeu, tocmai în fundul tunelului, două pietre mari au căzut vârf la vârf și dedesubt a rămas un loc liber. Și acolo, în coliba aceea, puteau să trăiască mai mulți, că era larg, dar numai un om a rămas. El, când a văzut că pietrele se reazămă, a intrat dedesubt și nu l-a omorât. Dar ce folos! A rămas în întuneric beznă, că era în pântecele muntelui, și se gândea el: au să ne mai scoată pe noi, păgânii ăștia? Că dacă ar fi fost vorba de cineva de-al lor, s-ar fi silit să-l scoată, dar așa i-a lăsat morți acolo pe toți. Și se gândea omul: ei, am rămas cu mila lui Dumnezeu, dar tot voi muri aici de foame și de frig. Și a început să se roage strașnic. Când s-a terminat războiul, femeia omului rămas în tunel a întrebat pe unul din tovarășii lui de arme: pe bărbatul meu nu l-ai văzut? O, femeie, bărbatul tău a fost prins de perși împreună cu alții și am auzit că i-au pus să sape un tunel și a căzut tunelul peste ei și au murit toți. Atunci a murit și al dumitale. Femeia credincioasă știa rânduiala care se făcea cu parastasele. Și ce s-a gândit ea? Să-i port eu parastasele dacă a murit și pe urmă îi voi face eu și praznic la 40 de zile. Dar ce s-a întâmplat? Dumnezeu voia să descopere puterea celor 40 de parastase. Atunci, în vechime, Sfânta Liturghie se sluja la sate, așa cum se slujește la noi în mănăstire, adică zilnic. Dar în acea vreme, veneau toți creștinii la biserică. Și ce a făcut biata femeie? De când a auzit că a murit, a început să ducă la biserică o prescură, un sfert de vin și câteva lumânărele să-i poarte parastasele. Așa era tradiția. Preotul scotea la liturghie și o părticică pentru robul lui Dumnezeu care murise, după cum i-a spus femeia. El, săracul, până a ajuns vestea la femeie, a postit acolo vreo săptămână sau mai mult, dar era gata să moară de foame. Era ultima suflare acolo în întunericul acela, dar se ruga: Doamne, vreau să mă rog Ție. Dacă Tu ai rânduit ca eu să trăiesc sub aceste pietre, Tu poți să mă scoți și de aici. Sau dacă nu mor, mor și mă rog rugându-mă,
că n-am altă nădejde. Se ruga săracul cu toată inima, că era singur în acel întuneric de munte și știa că va muri. Rugându-se el, deodată numai ce vede că a intrat un tânăr, dar nu știa pe unde, și avea în mână o sticluță de vin, niște lumânări aprinse și o prescură. El era aproape leșinat, stătea cu pântecele la pământ, că nu mai putea să se scoale, era mort de foame. Scoală-te, frate, și ia și mănâncă prescura asta și bea vinul ăsta, că numai bine ai și lumină. Și el s-a speriat când a văzut pe tânărul acela. Doamne, Tu ești Mântuitorul Hristos? Nu, eu sunt îngerul, păzitorul vieții tale, și acestea ți le-a trimis soția ta astăzi la biserică. Și Dumnezeu mi-a poruncit, fiindcă ești în viață, să ți le aduc, că dacă erai mort, pentru acestea aveai să primești lumina cea veșnică. Dar fiindcă ești în viață, Dumnezeu m-a trimis, fiindcă ai trup aici, să te întărești cu hrana aceasta. Omul însă nu îndrăznea să se atingă de ea. Și îngerul a spus: uite, te rog, ia și te întărește, că dacă nu mori. A prins omul curaj și a început să mănânce prescura. După aceea a băut câte o leacă de vin și așa, încet, încet, a mâncat prescura, a băut vinul și numai bine a avut și lumânări. Și atunci a spus îngerul: eu îți voi aduce în fiecare zi, dacă soția ta va duce la biserică, această jertfă, iar dacă nu, nu. Și se gândea omul în mintea lui: femeia îmi face parastasele, dar ce are să se întâmple mai târziu? Știu că până la 40 de zile are să-mi aducă acestea aici îngerul Domnului. Dar după 40 de zile, ce are să se întâmple cu mine? Și nu l-a mai văzut. Și acum el aștepta. A doua zi, pe la vremea aceea, vine iarăși îngerul și îi aduce iarăși așa. I-a adus 20 de zile. La 20 de zile, soția lui, grăbită săraca acasă, că avea și copii, s-a dus să ducă vaca la cireadă. Și ducând vaca dimineața, cireada plecase din sat și ea s-a dus tocmai pe câmp. A pus deoparte tot ce să ducă, dar întârziind și-a zis: las că o-i duce eu mâine, că azi nu mai am timp. Și în ziua aceea nu i-a adus lui îngerul prescura, vinul și lumânările. Și omul a început a plânge zicând: vai de mine, mi se pare că soția mea numai 20 de parastase mi-a făcut. Azi n-a venit îngerul Domnului să-mi aducă prescura, vinul și lumânările. De acum voi muri iar de foame. Dar ea, piata femeie, dacă n-a adus în ziua aceea coliva, a dus a doua zi două, ca să fie colivele 40. Și a doua zi a venit îngerul Domnului și i-a adus mai multe lumânări, două sticle cu vin și două prescuri. Și i-a zis: soția ta a fost ieri cu vaca la cireadă și n-a avut timp să aducă nimic, dar azi a dus la biserică două, iar eu ți le-am adus pe amândouă. S-a bucurat omul tare când a văzut că femeia are de gând să-i facă 40 de parastase. A făcut rugăciunea și a mâncat și nu l-a mai văzut pe înger, că s-a dus. Și se gândea el: Doamne Dumnezeule, dacă atâta milă și îndurare ai făcut cu mine aici, sub pământ, încât sub muntele acesta îmi porți de grijă, cu ce să-ți răsplătesc eu? Ce pot eu, om păcătos, să fac pentru tine spre a-ți mulțumi? Și acum se gândea el: hai că soția săraca, până la 40 de zile o să-mi aducă așa,
dar la 40 de zile, ce are să fie cu mine? Am să mor sigur. Așa se gândea el, că nu știa ce are să se întâmple la 40 de zile. Și se plângea din adâncul inimii și mulțumea lui Dumnezeu pentru mila lui cea negrăită, că-i poartă de grijă să nu moară așa de repede și să mai trăiască. Și zicea, Tu, Doamne, care mi-ai purtat de grijă și ai dat în gând soției mele să-mi poarte 40 de parastase, ajută-mi cu mila ta și mă scoate de aici, că tu le poți pe toate. Iar dacă voi muri la 40 de zile, să-mi fie iertate păcatele mele. Femeia a continuat așa și în fiecare zi, îngerul i-a adus jertfa pe care o ducea soția lui la biserică. Iar când s-au împlinit 40 de zile, stând el la rugăciune, a venit îngerul Domnului ca fulgerul, a spintecat muntele în două, l-a luat de părul capului și l-a pus acasă pe prispă, tocmai în Grecia, în satul de unde era el. Și când s-a trezit, a văzut și a cunoscut satul, dar n-a știut cât de repede a fost dus. Când a venit el, soția era dusă la biserică și când a venit acasă, a văzut un militar pe prispă. Vai de mine, cine este acela? De la poartă i-au slăbit picioarele de emoție și de frică. Vai de mine, acesta-i bărbatul meu. Eu azi am isprăvit cu cele 40 de parastase și tocmai acum a venit și el. Și când a văzut-o și el, a început a plânge. Ea zicea, Vai de mine, omule, de unde vii tu? Eu am auzit că ești mort și ți-am făcut 40 de parastase. Iar el a spus, Cu adevărat, mare milă ți-ai făcut cu mine, vino în casă. Și așa s-au adunat toți vecinii și ziceau, A venit vecinul de care se zicea că e mort. Și îl întrebau, Cum ai venit? Cum ai scăpat de la pieire? Că se auzea că ai fost robit și că a căzut muntele pe voi. Toate sunt adevărate, a zis el. Când ne-a prins, îndată ne-a pus să săpăm un tunel și tunelul a căzut peste noi și ne-a acoperit acolo și au murit toți. Și le-a spus ce s-a întâmplat cu el. Cum au căzut două pietre la adăpostul cărora a putut sta, cum în fiecare zi îngerul Domnului i-a adus o prescură, o sticluță de vin și câteva lumânări. Și a întrebat-o pe soție. Așa-i că la 20 de zile ai uitat să duci prescura la biserică? Atunci i-a zise, N-am uitat, ci n-am avut timp. Dar a doua zi ai dus două. Da, bărbate, două. Două am primit și eu acolo și toate lumânările. Și s-au mirat toți. Cum? Cine le aducea sub munte? Un tânăr îmbrăcat în alb, foarte frumos. Venea și intra prin munte cum mai intra prin nor. Nu-l împiedica nimic. Așa sunt îngerii. Dacă Dumnezeu îl trimite în iad, el nu este împiedicat de nimic. Tot așa și în rai. Când s-a auzit de minunea celor 40 de parastase, l-a chemat preotul pe acel ostaș, la episcopul locului, să spună din nou tot ce s-a întâmplat. Și i-a povestit acelea toate de la capăt și i-a scris istoria aceasta ca să știe toți puterea parastaselor care se fac pentru morți, fiind răsplătite de Dumnezeu pentru rugăciunea bisericii în veacul viitor. Că dacă omul acela ar fi fost în iad, îngerul nu-i aducea pâine și vin, că acolo nu poate omul să mănânce, ci îi aducea puterea rugăciunii, care era făcută pentru sufletul lui. Dar fiindcă el era încă în trup, i-a arătat că tot ce aducea femeia la biserică
a folosit trupului și sufletului lui.